Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. În acest tutorial o să continuăm seria noastră de Crăciun și astăzi am să vă arăt cum să faceți acest pinguin în costum de moș care arată așa. Haideți să trecem și la tutorial. Okay. Pentru a începe acest model va trebui să facem 17 perechi negre și 3 perechi mixte de negru cu alb și vom începe cu cele mixte. Vom lua o piesă neagră și deasupra vom adăuga o pieză albă astfel. Și facem 3 perechi din acestea pe care apoi le vom conecta între ele astfel. Da? Și pentru perechile negre bineînțeles pur și simplu conectăm două piese negre și facem 17 din acestea. După care conectăm toate perechile negre între ele, apoi adăugăm și perechile mixte, și apoi baza noastră va fi gata. Și așa va arăta baza noastră. Și acum vom adăuga aici patru piese albe deasupra, deasupra celor 3. Da? După care, lângă aceste piese albe, pe fiecare parte, vom adăuga o piesă neagră astfel și acum deasupra adăugăm 5 piese albe. Astfel și apoi în partea dreaptă avem prima piesă albă, pe cea de-a doua o vom scoate și o vom înlocui cu o piesă roșie. Da? Și apoi toată partea aceasta de aici o vom umple cu piese negre. Ok, acum deasupra acestei piese roșii de aici vom adăuga două piese roșii și în partea dreaptă vom aduga o piesă albă astfel, iar în partea cealaltă trei piese albe. Exact așa, și acum tot restul rândului va fi format din piese negre. Ok, și acum deasupra acestor două piese roșii vom aduga o piesă roșie astfel, și în dreapta vom aduga două piese albe astfel, și apoi încă o piesă albă deasupra acestora. După care în partea stângă vom aduga 4 piese albe și apoi 3 piese albe deasupra lor. Astfel și aici în acest spațiu liber vom aduga 2 piese roșii. După care toată zona aceasta rămasă liberă o vom completa cu piese negre. Ok, și acum vom aduga încă două rânduri roșii deasupra. Ok, și așa va arăta corpul pinguinului, da? Îl punem deoparte și acum ne vom apuca de cap, iar pentru cap va trebui să facem o bază de 24 de perechi, dintre care 16 vor fi negre și 8 vor fi albe. Bineînțeles, facem o pereche astfel și construim 8 perechi albe, le conectăm pe toate între ele, apoi facem 16 perechi negre și le conectăm și pe acestea între ele, după care le conectăm pe toate la oaltă și apoi baza noastră va fi gata. Și va trebui să arate așa. Acum vedeți că partea stângă diferă de partea dreaptă, așa că aici vom scoate piesa aceasta neagră de lângă cea albă cu mare atenție, pentru că baza o să se despartă, da? Și o vom înlocui cu o piesă albă exact așa. Acum aici vom adăuga în centru piese albe, da? Deasupra celor de aici. Astfel și va trebui să avem 10 piese albe în total în acest rând și acum deasupra acestora vom aduga 9 piese albe în centru. Astfel și acum vom adăuga aici în spate două rânduri de piese negre. Ok, acum aici în centru vom adăuga din nou 10 piese albe. Astfel și acum pornind din oricare parte vom adăuga mai întâi 4 piese albe. Apoi vom adăuga o piesă neagră de data aceasta pe centru și apoi din nou în partea cealaltă vom adăuga patru piese albe pentru a fi totul simetric. Da? Astfel și acum peste fiecare set de piese, da? peste aceste patru piese, vom adăuga mai întâi trei piese albe deasupra și apoi vom adăuga două piese albe deasupra. Exact așa și repetăm procedeul și în partea cealaltă. Astfel, și apoi toată zona aceasta rămasă liberă, inclusiv aici în centru, o vom umple cu piese negre. Ok, și modelul va trebui să arate așa, da? Și acum vom adăuga deasupra un rând de piese albe puse cu spatele și apoi deasupra acelui rând vom adăuga încă două rânduri albe normale. Ok, și modelul va arăta așa, da? Acum, pe centru, deasupra acestei piese negre de aici, de la bază, vom pune o piesă roșie peste două puncte și pe fiecare parte a acesteia vom adăuga câte o piesă roșie peste trei puncte fiecare, da? Astfel și cu mare atenție ca să nu se rupă. Exact așa. Și acum continuăm să adăugăm piese peste trei puncte, astfel, până când terminăm rândul. Ok, și la final vom rămâne aici cu patru puncte și vom adăuga două piese peste câte două puncte, da? Câte două piese normale. Și acum adăugăm încă trei rânduri roșii normale deasupra. Ok, și așa va arăta capul pinguinului la final. Bineînțeles, puteți să mai faceți mici ajustări astfel încât să aibă forma cea bună. Și îl vom pune și pe acesta deoparte și apoi ne vom apuca de elementele auxiliare, după care lipim totul la o Vom începe mai întâi cu brațele și pentru brațe pur și simplu luăm patru piese negre și le conectăm pe toate într-un băț astfel și facem două astfel de mici ansambluri. Iar pentru cioc, pur și simplu vom lua două piese portocalii, le desfacem în această poziție, da, astfel încât aceste două porțiuni în exces să vină una peste alta, exact așa. Și apoi pur și simplu una din piese va veni sus astfel și cealaltă jos, da? Ele se vor suprapune în acest fel. Da, din câte se poate vedea, se vor suprapune astfel și apoi cu partea aceasta din spate le vom lipi aici fix sub piesa neagră din centru, da? După care pentru picioare luăm corpul și vedem că avem aceste trei piese albe de la bază și mutându-ne o piesă mai la dreapta, pur și simplu vom introduce aici piesele portocalii astfel. Și vom introduce prima piesă așa apoi încă trei pentru a avea în total patru piese portocalii aici. Da? Mare atenție la acest pas. Astfel și simetric adăugăm piese și în partea cealaltă. Astfel, apoi brațele le vom introduce lângă această piesă albă de aici, unde avem rândul cu cele mai multe piese albe. Da? Și o vom lipi astfel încât piesele să fie cu fața în sus, da, și cu brațele în afară, exact așa și lipim ambele brațe simetric, iar apoi Lipim capul și cu ciocul peste corp astfel și ne asigurăm că aceste trei piese negre de aici se aliniază cu cele trei piese albe de la baza corpului. Și după ce lipim toate elementele la oaltă, pinguinul nostru va fi gata. Ok, și după ce am lipit toate elementele la oaltă, pinguinul nostru va trebui să arate ceva de genul acesta, da? Așa se vede și din lateral. Și eu zic că a ieșit foarte, foarte bine și este un model foarte drăguț de Crăciun. Bineînțeles, puteți să-i mai adăugați voi ochi mai departe, însă eu am să-l las așa pentru moment, dar în esență acesta este modelul complet, da? și bineînțeles tutorialul se va încheia aici. Sper că v-a plăcut acest model și că v-a ieșit și vouă dacă ați încercat să-l faceți. Dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire, nu este să lăsați un comentariu mai jos. Like, share și subscribe și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!